Reziliența. Capacitatea de a face față. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa 8. -a. Cum faci față? Suntem obișnuiți cu această întrebare, pe care o folosim și noi, dar o auzim în mod frecvent și în jurul nostru. Dar ce înseamnă să fii rezilient? Înseamnă să te adaptezi într-o situație dificilă sau neplăcută. Să reușești să te descurci în fața unei schimbări, astfel încât să o poți depăși cu bine. Reziliența poate fi un cuvânt pe care l-am auzit de multe ori, dar nu l-am înțeles. Nu știm la ce se referă. Reziliența este ca un copac aflat în bătaia vântului. Când vântul bate cu putere, crengile copacului și tot trunchiul acestuia se clatină în toate părțile. Ceea ce îl face să reziste este puterea lui de a se îndoi în direcția bătăii vântului. Având rădăcinile puternice, chiar dacă se pleacă în fața vântului, are puterea de a reveni la poziția lui dreaptă, ceea ce înseamnă că are puterea de a se adapta condițiilor și vremii schimbătoare. Este la îndemâna noastră să observăm cum de-a lungul anotimpurilor copacii înverzesc, dau roade, își scutură frunzele, și rămân dezbrăcați în fața iernii. Cu toate acestea, primăvara sunt pregătiți să îmbrace din nou frunzișul și să treacă prin aceleași anotimpuri, reușind să facă față zilelor frumoase, soarelui arzător, dar și zilelor posomorâte cu ploi și vijelii, deci tuturor schimbărilor cu care se confruntă peste an. Precum copacii găsesc resursele necesare pentru a face față și a se adapta în fața provocărilor și schimbărilor pregătite de natură, și noi avem resursele necesare să facem față cu succes provocărilor care ne apar în cale. Trebuie doar să le descoperim și să le folosim la nevoie. În fiecare zi ne facem planuri și ne stabilim obiective. Ce? Cum? Când? Unde? cu ce cu cine voi face? Mă voi descurca oare? Cine m-ar putea ajuta? Uneori totul este în regulă. Alteori, atunci când avem ceva important de realizat, când așteptările noastre și ale celorlalți sunt mari sau foarte mari, ne putem simți stresați. Putem simți o presiune care ne poate aduce cu ea emoții puternice și sentimente de nesiguranță cum ar fi frica, preocuparea intensă, tristețea, furia sau nemulțumirea, rușinea, ceea ce ne poate crea dificultăți în realizarea sarcinilor pe care le avem de îndeplinit. Cu toate acestea, datorită capacității noastre de a fi rezilienți, de a avea resurse care ne permit să ne adaptăm, în general reușim să facem față cu bine stresului și emoțiilor negative. Provocate de diferitele situații și schimbări care intervin în viața noastră. Cum putem să ne dezvoltăm reziliența? Îți voi prezenta patru pași spre dezvoltarea acesteia. În primul rând, este necesar să identifici factorii de stres. Este important să înveți să identifici cum te simți și de ce te simți într-un anumit fel. Dar cum poți face asta? Notează-ți în caiet și completează afirmațiile următoare cu exemple inspirate din viața ta. Situații care te fac sau te au făcut să te simți stresat sau stresată, supărat sau supărată, furios, furioasă sau trist, tristă. Prezintă colegilor răspunsurile tale și observă diversitatea și multitudinea surselor de stres din viața noastră. Vei ajunge la concluzia că ceea ce pentru tine reprezintă o situație simplă care nu-ți creează dificultăți, pentru alții poate fi o sursă de stres, după cum o situație stresantă pentru tine poate să nu reprezinte un stres pentru ceilalți. Se întâmplă asta deoarece fiecare dintre noi avem bagajul nostru de resurse și de experiențe care ne ajută mai mult sau mai puțin să fim rezilienți, adică să ne adaptăm și să facem față cu succes situațiilor stresante. În al doilea pas spre dezvoltarea rezilienței, identifică ce faci în mod normal atunci când te confrunți cu factori de stres. Completează afirmațiile de pe tabla mea cu prima reacție automată la fiecare factor de stres pe care l-a identificat mai devreme. Nu te gândi dacă acestea sunt bune sau rele, dacă încalcă vreo regulă sau despre ce vor gândi ceilalți despre reacția ta. Pentru a-ți putea evalua reacțiile și modul în care acestea ți-au fost de ajutor, notează-ți în caiet și răspunde la întrebările afișate pe tabla mea. Care este răspunsul care se potrivește cel mai bine cu fiecare reacție? În ceea ce privește sentimentul de stres, cum este reacția ta? Foarte potrivită, potrivită sau nepotrivită? Dar la sentimentul de supărare sau furie. Și în sfârșit. Cum sunt reacțiile tale la sentimentul de tristețe? Foarte potrivite, potrivite sau nepotrivite? În pasul 3 spre dezvoltarea rezilienței, găsește cât mai multe alternative de a răspunde și de a controla factorii de stres. Pentru a găsi cât mai multe alternative, prezintă în fața colegilor răspunsurile oferite în pasul 2, pe care le-a apreciat ca fiind potrivite și foarte potrivite. Pornind de la acestea, căutați împreună și alte modalități prin care puteți face față situațiilor stresante. În continuare te invit să descoperi câteva strategii care te pot ajuta să fii rezilient atunci când te confrunți cu o situație dificilă sau stresantă. Voi ce alte strategii ați încercat? Împărtășiți-le cu colegii de clasă. Al patrulea pas și ultimul dintre cei pe care ți-am propus astăzi pentru dezvoltarea rezilienței se referă la noile tale abilități de control. Completează afirmațiile de pe tabla mea cu următoarele: lucrurile care te fac să fii stresat, supărat, furios și trist, modul de reacție obișnuit și noul tău mod de a stăpâni situația. Dezvoltarea capacității de reziliență este o călătorie personală pe care fiecare o parcurgem și o îmbogățim de-a lungul întregii vieți. Oamenii nu reacționează la fel în fața situațiilor dificile sau stresante din viața lor. Pornind de la informațiile descoperite în această resursă, realizați în mod individual câte un eseu în care să răspundeți la întrebările afișate. Dați și un titlu sugestiv eseului și prezentați-l în fața colegilor la următoarea întâlnire. Mult succes.